când Oumuamua a trecut prin sistemul solar în 2017, momentul a fost motiv de fascinație pentru întreaga lume. A fost primul obiect interstelar, ISO, identificat vreodată de astronomi. Apoi, în august 2019, cometa 2L Borisov a trecut prin sistemul solar, astfel devenind al doilea obiect interstelar cunoscut care ne-a vizitat. Împreună, cele două obiecte au generat un val de speculații și cercetări. Acum un studiu susține că sistemul solar a fost cel mai probabil popas pentru mai mulți astfel de vizitatori interstelari, deși aceștia nu zăbovesc prea mult timp. Deși obiectele interstelare sunt rare, sistemul solar este vechi, iar posibilitatea să fi fost vizitat de mai multe ISO este crescută. Astronomii cred că unele dintre aceste obiecte pot fi capturate pe orbite solare. Studiul a analizat problema și a testat ipoteza că unele obiecte interstelare pot fi capturate mai degrabă pe orbite în apropiere de Pământ decât pe orbite solare. Cercetătorii au spus că ar putea exista o populație stabilită de obiecte interstelare pe orbite în apropiere de Pământ. Obiectele mici sunt dificil de găsit în spațiu. Singurele imagini pe care le avem cu alte sisteme solare sunt fie cu stelele lor, fie cu exoplanete. Uneori astronomii detectează resturi de la discuri sau alte elemente, însă cele mai fine detalii sunt greu de identificat. Așadar, atunci când alte sisteme solare trimit involuntar vizitatori în cartierul nostru cosmic, astronomii sunt deosebit de încântați. Studierea acestor obiecte interstelare este unul dintre modurile prin care putem afla ce se ascunde în alte sisteme solare și cum funcționează și evoluează. Autorii noului studiu susțin că obiectele interstelare oferă și o șansă unică de a investiga formarea și evoluția sistemelor planetare, inclusiv al nostru. Deși rare, obiectele interstelare pot fi capturate pe orbite de către diferite planete din sistemul solar, scriu oamenii de știință. Totuși, multe dintre aceste obiecte ar fi deosebit de mici, spre deosebire de Oumuamua sau cometa Borisov. Populația este dominată de obiecte interstelare cu diametrul de un metru.